Bună seara, dragi prieteni! Istoria oricărei națiuni, istoria oricărei țări, istoria oricărui popor conține suficiente lecții pe care, dacă națiunea respectivă le-ar cunoaște bine, dacă ar fi bine educată și corect educată, aceste lecții ar reprezenta puncte de reper pentru comportamentul națiunii respective, ar reprezenta soluții pentru problemele cu care se confruntă națiunea respectivă în actualitate. Istoria noastră conține o lecție extraordinară, începută în decembrie 1989 la Timișoara, în Piața Maria, atunci când poetul Ioan Monoran a dat jos pantograful de pe tramvaiul care venea, unul dintre tramvaiele care veneau în piață, muncitorii au coborât din tramvaie și a izbucnit revoluția de la Timișoara. Ziua de 17 decembrie este ziua în care au căzut primii eroi ai revoluției. Tot efortul pe care Timișoara l-a făcut în decembrie 1989 s-a materializat apoi politic, dacă vreți, și din perspectiva viziunii celor care au ieșit în stradă deopotrivă, împotriva dictatorului Nicolae Ceaușescu, dar și împotriva decenilor de comunism, s-a materializat în proclamația de la Timișoara, citită la începutul lunii martie din balconul Operei din piața Timișoara. Printre cei care au fost în balcon, printre cei care au fost făcut revoluția, sunt oameni pe care eu am cunoscut personal, sunt oameni cărora le datorez ceea ce sunt eu astăzi ca jurnalist. Unii dintre ei mi-au fost profesori la Facultatea de Jurnalism, cum este regretatul Iosif Costinaș, cum este profesorul Daniel Vighi, regretatul Daniel Vighi, pentru că a trecut în neființă recent. Proclamația de la Timișoara conținea viziunea unei țări, democratice, a unei democrații care ar fi putut în 33 de ani să devină o democrație consolidată. La începutul lunii martie, ca să vedeți legătura cu lecțiile pe care ar trebui să le știm și care ar fi trebuit să ne fie în minte, de exemplu la alegerile din 2020, când majoritatea românilor nu s-au prezentat la vot, ci au permis unor grupări care servesc dictaturii lui Putin să penetreze Parlamentul, proclamația la Timișoara conținea foarte multe puncte. Celebru este punctul 8 prin care inclusiv lui Iliescu i s-ar fi interzis să candideze. Ceea ce nu era în planul Moscovei. Moscova l-a trimis pe Iliescu să îi asasineze pe Nicolae Ceaușescu și pe Elena Ceaușescu, să preia România sub controlul Uniunii Sovietice la vremea respectivă. Ion Iliescu, la două zile după ce l-a omorât pe Ceaușescu, după ce a ucis-o pe Elena Ceaușescu, era la ambasada URSS-ului alături de Petre Roman. Cei doi sunt părinții coaliției de guvernare de astăzi. PSD-ul Ion Iliescu, FSN, PDSR, PSD, Petre Roman, FDSN, PD, PNL. Pentru că PNL-ul de astăzi nu are nicio legătură cu Partidul Istoric, Partidul Național Liberal. PNL-ul de astăzi reprezintă o gașcă de șmecheri din a doua generație de șmecheri. Prima generație a fost generația anilor 90 cu Petre Roman, cu Traian Băsescu ulterior, și apoi s-a transformat în PDL, care a intrat în PNL, dar l-a zombificat și l-a transformat în ceea ce este astăzi Partidul Național Liberal, practic varianta a doua a FSN-ului, varianta a doua a PSD-ului de astăzi, hashtag spunem noi aceeași mizerie. Veți găsi foarte multe articole astăzi despre 17 decembrie. Din păcate, la școală nu se predă atât de mult cât ar trebui să predea Revoluția de la Timișoara, Revoluția Română în general, pentru că apoi avea să izbucnească în București Revoluția. De aceea este nevoie ca noi, cei care avem copii, să îi rugăm pe copiii noștri să citească aceste articole. Este foarte important acest aspect. Pe universul.net am găsit unul dintre articole și vreau să vă vorbesc puțin despre ziua de 17 decembrie, citând acest articol. Universul.net scrie că este ziua în care la Timișoara au căzut sub gloanțe primii eroi ai Revoluției. Cel mai tânăr, o fetiță de numai 2 ani. Aici vedeți balconul Operei, este un loc simbolic. Este locul în care și eu, în timpul maratonului Civic Resist, am susținut un discurs în fața celor, nici nu știu câți au fost, 5.000, 8.000, 10.000, era foarte multă lume în piața Operei. Discurs în care am explicat ce avea să urmeze. Îl găsiți pe canalul meu de YouTube și puteți să vedeți dacă am avut dreptate sau nu. Vorbeam în 2017
Astăzi suntem în 2022 și spuneam ce vor să facă mafioții. Și puteți să vedeți dacă am avut dreptate, dacă n-am avut dreptate. Mi-aș fi dorit, eu cred că am avut foarte mare dreptate și că analiza mea a fost corectă și că ceea ce am spus în fața mulțimii de timișoreni adunată sub balconul operei a fost corect. Mi-aș fi dorit să nu am dreptate, pentru că asta ar fi însemnat un prezent mai bun pentru România. Din păcate, analiza mea a fost corectă și lucrurile s-au întâmplat așa cum am spus că se vor întâmpla. Și foarte multe lucruri s-au repetat în istoria noastră. Vă spuneam despre începutul lunii martie 1990, când ideile Revoluției au fost sintetizate în proclamația la Timișoara. Țara a început să vorbească despre asta, imediat după aceea Ion Iliescu cu Virgil Măgureanu, pe metoda KGB, au declanșat ura etnică din Transilvania, conflictul de la Târgu Mureș, și au reușit să abată atenția opiniei publice și în același timp să-și asigure votul unei majorități neinformată și manipulată a națiunii noastre, și astfel s-a ratat startul României în democrație, s-a ratat șansa ca România să devină, ar fi avut timp în 33 de ani, o țară foarte puternică și o țară cu adevărat democratică. Într-un alt moment al istoriei noastre, care a început cu protestele, maratonul civic de zis, protestele împotriva mafiei, care este în esență mafia fesenistă, securistă, comunistă, PSN-ul a reacționat la fel. A reînființat ura etnică. A reapărut Partidul Aur. De data aceasta, direct cu narrative rusești, direct cu scopul de a rupe România de la drumul pe care l-a făcut. Atât cât l-am făcut, pentru că totuși am făcut un drum. Am reușit să ajungem în NATO datorită efortului făcut în perioada Convenției Democrate, datorită efortului extraordinar făcut de Casa Regală atunci. Am reușit să fim țară membra Uniunii Europene. Sigur, într-o perioadă în care în Rusia era cu totul altă conducere și era cu totul altă optică cu privire la viitorul acestei țări. Într-o perioadă în care probabil Rusia a fost în cea mai democratică perioadă a istoriei, atât cât se poate vorbi de democrație în Rusia. Și acesta a fost motivul pentru care România a reușit să parcurgă totuși niște pași importanți în această direcție. Unii spun, domnule, dar Iliescu și Năstase s-au ocupat ulterior, imediat după integrare de povestea asta, da, s-au ocupat pentru că de la Moscova așa a venit ordinul, pentru că Moscova a fost de acord cu chestia asta. Ăsta este singurul motiv. Nu pentru că Iliescu ar fi devenit brusc un democrat și un anticomunist și un iubitor de democrație, sau pentru că Iliescu n-ar fost omul rușilor. Acum lucrurile sunt total schimbate. La Rusia este un dictator la fel de sângeros ca și Stalin, dacă vreți, și alți lideri ai Uniunii Sovietice, care vrea să refacă monstruozitatea controlului comunist sovietic, imperiul acela al răului. Și de aceea se întâmplă aceste lucruri acum ca în anii 90, când exista Uniunea Sovietică și când România trebuia adusă sub controlul Moscovei, când Ion Iliescu se întâlnea cu Petre Roman la ambasada URSS-ului. De asta astăzi avem o majoritate de tip FSN, moștenitorilor, în care, și trăim într-o țară în care această majoritate asigură protecție pentru grupările rusofile. Și este foarte important din această perspectivă ce se întâmplă în Republica Moldova, dragi prieteni. În Republica Moldova, acolo unde Maia Sandu, un președinte pro-occidental, are o echipă politică foarte decisă să ducă Republica Moldova cât mai aproape de familia europeană și să o protejeze de influența Imperiului Răului, în Republica Moldova se iau măsuri foarte interesante. Măsuri care ar trebui luate și în România, și vreau să vorbesc puțin despre asta, pentru că am avut toată ziua discuții cu unii dintre dumneavoastră pe rețele sociale, în special pe Facebook, pe această temă. Înainte vreau să vă citesc știrile și apoi să vă dau analiza, punctul meu de vedere. Citesc de pe RFI, Radio France International, 6 posturi afiliate lui Shor, partidul lui Putin din Republica Moldova, omologul AU, fără licență. Decizia își propune să elimine propaganda și manipularea. La Chișinău, Comisia pentru Situații Excepționale a decis suspendarea pe perioada stării de urgență a licenței de emisie pentru 6 posturi TV afiliate fugarului Ilan Shor, condamnat în dosarul fraudei bancare. Decizia de astăzi are drept scop să securizeze spațiul internațional din țară, să elimine manipularea, propaganda, elemente corupte deosebit de periculoase și mai ales în perioada dificilă pe care o traversăm. Aceste posturi sunt primul în Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, NTV avem și noi, TV6 avem și noi, Orhei TV se arată în decizia luată de Comisia pentru
situații excepționale. Prima reacție, de unde credeți că vine? Bineînțeles, de la Moscova, pentru că astea erau posturi ale propagandei Rusiei. Moscova atacă din nou Chișinăul, scrie Actual 24, act fără precedent de cenzură politică. Un abuz asupra principiului pluralismului media și o încălcare flagrantă a dreptului liber de acces la informații. Rusia a denunțat imediat decizia luată de Republica Moldova de a suspenda licența de emisie a 6 posturi de televiziune. Fac o mică paranteză și vă pun o întrebare și vă rog foarte frumos să-mi răspundeți. Suntem în cele 10 minute în care toată lumea se uită. Cum vă explicați că în România nu se face curățenie? Știți ce spunea postul România TV al fugarului Sebastian Ghiță, protejat cu azim politic de puterea politică prorusească de la Belgrad? Că se face cenzură în Republica Moldova. Păi nu este vorba de cenzură, dragi prieteni. Cenzura este împotriva unor instituții de presă adevărate care se ocupă cu informarea corectă a publicului. În cazul de față, ca și în cazul televiziunilor din România, România TV este un exemplu, ca și în cazul acestor televiziuni, aceste televiziuni nu sunt televiziuni, de fapt. Aceste televiziuni sunt arme, dragi prieteni, arme într-un război pe care dictatura criminală, a criminalului de război de la Moscova, dictatura care comite genocid în Ucraina, o folosește împotriva unei alte țări, pentru a dobândi controlul asupra țării respective. Ori această țară, Republica Moldova, al doilea stat românesc, se protejează împotriva unei arme. Arma care este, dragi prieteni, dezinformarea. Și arma asta a fost creată în perioada NKVD-ului și perfecționată în perioada KGB-ului. Este o armă pe care eu am înțeles-o foarte bine atunci când am citit cartea generalului Ioan Mihai Pacepa, Dezinformarea, chiar așa se cheamă cartea. Vă recomand această carte și veți înțelege că Republica Moldova nu a făcut altceva decât să neutralizeze o armă folosită împotriva cetățenilor acestei țări pentru interesele unui criminal de război, unui dictator care este la fel de hidos, la fel de oribil cum a fost Hitler, cum a fost Stalin, care își dorește să șteargă de pe fața pământului o națiune. Un individ care se pretinde mare apărător al ortodoxiei, dar de Crăciun anunță că va ucide frații ortodoxi din Ucraina. Am făcut un comentariu pe această temă, într-un spre Timișoara, nu mai revin asupra acestor idei, ele sunt foarte importante pentru cei care încă sunt prinși în capcana asta și susțin, de exemplu, gruparea Rusofilă Aur din România, pe motivul că Aur ar fi apărătoarea unor principii creștine și religioase și că Aur ar fi vreo formă de, nu știu, conservatorism, creștin, democrație, nu știu exact ce este mintea celor care sunt naivi și nu înțeleg că este doar religia folosită din nou ca armă pentru, folosită de către o dictatură hidoasă care comite crime de război și genocid pentru a dobândi control politic asupra unei țări. Despre asta este vorba, dragi prieteni. La fel cum aceste posturi de televiziune oprite de Maia Sandu și de instituțiile din Republica Moldova care se ocupă cu gestionarea situației de urgență de acolo, aceste televiziuni în realitate nu sunt televiziuni. Deci nu vorbim despre o cenzură, oameni buni. Aceste televiziuni sunt niște arme. Cum se cheamă acest tip de agresiune? Prin manipulare, prin dezinformare, prin propagandă, prin instigare la ură în societate, prin ruperea societății în tabere diferite și instigarea taberelor una împotriva alteia, se cheamă război hibrid. Este un război pe care Vladimir Putin îl duce foarte puternic în foste republici sovietice. Despre același război vorbește, de exemplu, cartea jurnalistei din Finlanda, Jessica Aro, Trolii lui Putin. Este vorba despre același război. De data aceasta, armele folosite nu sunt posturile de televiziune. Încărcătura lor, dacă vreți, explozivă, este tot propaganda, tot minciuna, tot manipularea, tot instigarea la ură. Armele folosite sunt rețelele sociale, unde activează o armată de troli plătită, care funcționează în Sankt Petersburg, plătită de bucătarul lui Putin, cel care a creat și armata privată Wagner. În cartea Jessica Aro găsiți toate elementele care vă ajută să înțelegeți mai bine arma folosită de Imperiul Răului pe rețele sociale. Arma folosită de Imperiul Răului prin postul de televiziune este folosită și în România. Un post cum este România TV, un post unde se face zi de zi propaganda dictaturii Putin, nu este o întâmplare, oameni buni, că ei au început să dea știrea manipulator și pervers
în interesul dictatorului Putin, și anume că s-ar face vreo cezură împotriva unor posturi de televiziune independente. Și trebuie să ne punem întrebarea, de ce în România, dragi prieteni, care are o legislație teoretic implementată de mult mai mult timp decât în Republica Moldova, noi avem un Consiliu Național Audiovizual, există prevederi legale, posturile de televiziune ale cartelului Mafia Media, România TV și nu numai, și o să vedeți, o să vă prezint câteva articole care dovedesc câtă dreptate am avut când am vorbit de cartelul Mafia Media și de televiziunile cu moguli penal, se confirmă ceea ce eu spun de ani de zile. Trebuie să ne punem întrebarea, de ce în România o instituție plătită cu foarte mulți bani publici nu aplică legea? De ce în România această instituție protejează această armă pe care dictatura lui Putin o folosește? Protejează instrumentele de propagandă și dezinformare, unde toată ziua sunt prezenți liderii politici ai grupării rusofile care incită la ură în această țară, care au spus că, de exemplu, România n-ar mai trebui să susțină Republica Moldova. Da? Este declarația huliganului șef al grupării extremiste AUR, George Simion. De ce este protejat postul România TV, care este în fel și fel de parteneriate media penale cu alți infractori care dețin alte trusturi de presă? Astăzi se lăfăia pe tema asta pe la televizor, pe la România TV, infractorul Dan Andronic, condamnat penal, care are un parteneriat media penal, ne-am judecat pe tema asta și justiția mi-a dat dreptate, cu inculpatul fugar Sebastian Ghiță. Dan Andronic fiind patron, patronul de fațadă, de paravan, Elena Udrea este de fapt patron, fiind patron la evenimentul Zilei și Capital. De ce se întâmplă aceste lucruri, dragi prieteni? De ce se face propagandă în emisiunea acoperitului Robert Turcescu, care e și la evenimentul Zilei? Și asta nu e o întâmplare. Și fac legătura cu B1 TV și cu cartelul Mafia Media. De ce nu li se aplică legea, oameni buni? Este o întrebare care ar trebui să ne dea de gândit. Și dacă ne uităm la Consiliul Național Audiovizual, acolo majoritatea deținută de reprezentanții ăștia ai FSN-ului. Da? Eu vă asigur că nu este o simplă și nefericită coincidență. Ori noi ar trebui să avem o reacție, ar trebui să ne protejăm viitorul la alegerile din 2024. Despre evoluția de la Timișoara și despre principiile care au fost promovate atunci contracarate de Ion Iliescu, exact cum acum interesele Rusiei acționează, cum au acționat și atunci prin ură etnică, acum acționează la un alt nivel și desigur pe subiecte de actualitate prin intermediul grupării rusofile AUR, vă recomand articolul din Europa Liberă, scris de doamna Brândușa Armanca. Doamna Brândușa Armanca este și profesoară la Facultatea de Jurnalism a Universității de Vest din Timișoara, acolo unde eu sunt licențiat în jurnalism și științele comunicării. Daniel Vighi este unul dintre oamenii, eu l-am numit atunci când a venit vestea tristă a decesului lui Daniel Vighi, l-am numit profesorul meu de democrație. Brândușa Armanca a scris un articol extraordinar despre Daniel Vighi și vă recomand acest articol. Este despre principii, este despre cum ar fi putut să arate România dacă astfel de oameni, dacă s-ar fi aplicat punctul 8, dacă astfel de oameni ar fi fost cei care iau decizii în această țară. Melania V-a l-a descris astfel pe Daniel Vighi, care a primit titlul de cetățean de onoare la scurt timp înainte să se stingă din viață, revoluționar fără diplomă și privilegii, ca destui alți membri fondatori ai societății Timișoara. Opțiune deliberată, rezultând din convingerea morală că protestele din decembrie 89 trebuie să rămână o chestiune de conștiință, ce nu se cuvine a fi transformată într-o sursă de avantaje materiale. Protestatar aflat în primele rânduri, încă din primele momente ale Revoluției. Din seara de 16 decembrie, Daniel Vighi a înțeles să militeze timp de câteva decenii pentru valorile democratice, liberale, în sens larg și europene, precum și pentru educație civică în spiritul Timișoarei și a Revoluției anticomuniste. Societatea Timișoara, care a editat ziarul Timișoara, unde am fost și eu director executiv, imediat după ce am terminat facultatea de jurnalism, este cea care s-a luptat în toți acești ani pentru impunerea principiilor din proclamația de la Timișoara. Dacă aveți timp, dragi prieteni, acest document este peste tot pe internet, vă recomand să citiți proclamația de la Timișoara și pe măsură ce citiți să vă imaginați cum ar fi arătat România dacă acele principii se aplicau. Și singurul motiv pentru care ele nu s-au aplicat este pentru că oamenii nu au înțeles. Nu au înțeles ce se întâmplă. Oamenii au fost manipulați. Atenția publică a fost deturnată prin dezinformare
cu instigarea la ură, cu naționalism, cu extremism, exact ce se întâmplă astăzi, oameni buni. De asta vă spun că este o lecție a istoriei foarte importantă pentru noi. Noi avem șansa în 2024 să reglăm această problemă. Sau vom avea un ghinion extraordinar ca națiune și ca popor dacă în 2024 nu ne mobilizăm în această direcție. Pentru că mafia va fi și mai puternică. Mi-a atras atenția acest articol, dragi prieteni, din revista 22. Îl găsiți pe toate site-urile de știri. Are legătură cu tot ce am vorbit până acum, pentru că este vorba despre mafia securisto-comunistă născută din FSN-ul anilor 90, care a generat foarte multă corupție în această țară și care a început să fie demantelată în momentele de maximă eficiență a Direcției Naționale Anticorupție și cu ajutorul unor magistrați care au îndrăznit să-i condamne pe acești mari șmechi. Și acum mafia se răzbună. Două judecătoare. Revista 22 scrie despre, scoate în față unul dintre cazurile în care aceste judecătoare au dat condamnări pentru corupție. E vorba de fostul șef al CNSAS. Judecătoarele care l-au condamnat la 6 ani de închisoare au fost excluse din magistratură. CSM-le au exclus din magistratură pe cele două judecătoare de la Curtea de Apel București, Daniela Panioglu și Alina Nadia Guluțanu, care l-au condamnat la 6 ani de închisoare pe Lucian Duță. Eu vă spun, dragi prieteni, că sunt ferm convins că mafia s-a răzbunat pe ele nu neapărat pentru această condamnare, ci pentru condamnarea din cazul Puiu Popoviciu. Șmecherul Puiu Popoviciu, în opinia mea, o pușculiță a Serviciului de Informații Externe, la fel cum este și inculpatul Cristian Burci, și despre el eu cred, este o opinie, că este o pușculiță a Serviciului de Informații Externe, cel trimis în judecată împreună cu Liviu Nicolae Dragnea, într-un dosar cu probe provenite de la FBI. Și ce credeți, ca să vedeți ce forță are mafia asta în justiție, ce credeți, oameni buni, probele respective au fost scoase din dosar. Și se încearcă tergiversarea și mușamalizarea acelui caz. Am vorbit și despre asta, găsiți materialul video, este un playlist, dosar FBI, separat pe canalul de YouTube, Mălimbo Jurnalism Independent, și vă invit să intrați în acel material și să vă uitați cu foarte mare atenție ca să înțelegeți despre ce vorbim. Oamenii ăștia au o putere imensă, imensă. Eu mă judec într-un proces inițiat și coordonat din spate de avocata lui Cristian Burci, în care se întâmplă niște lucruri foarte dubioase, foarte ciudate, care contrazic total jurisprudența românească și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Și am convingerea fermă că din același motive pentru care judecătoarele care l-a condamnat pe Puiu Popoviciu au fost mazilite din magistratură, se întâmplă lucruri dubioase într-un proces de-al meu care are în spate pe avocata mogulului Cristian Burci. Burci fiind patron la Adevărul, trage niște sfori masive pe la Prima TV. Este o poveste întreagă cu tovarășul Burci, dar n-am prea mult timp și am un playlist întreg pe această temă. Pe final, dragi prieteni, vreau să vă arăt. Știți că am vorbit despre Schengen, despre corupția de la frontieră, da? Și cumva am avut un punct de vedere împotriva curentului, că toată lumea era isterizată cu boicotul. Și am spus, stați un pic, oameni buni, stați un pic, că toată asta este o perdea de fum. Ca să nu vorbim despre adevărata problemă. Ce scrie Deutsche Welle într-un editorial pe care vi-l recomand, ca să vedeți, oameni buni, că eu nu vorbesc prostii. Vedeți că nu vorbesc prostii. Deutsche Welle, da? În fața eșecului Schengen, corupția de la frontieră este uitată de români. În dosarul Schengen nu trebuie puse la zi doar deciziile Austriei și Olandei, mai mult decât discutabile, ci și politica internă și externă a României, calibrate după chipul și asemănarea unei clase politice corupte. Nu vreau să vă stric plăcerea lecturii, vă recomand să citiți acest editorial și să vedeți că există și alți autori serioși de la publicații foarte serioase. Deutsche Welle este un post de radio foarte serios, are un site cu variantă limba română unde găsiți informații foarte importante. Este una dintre sursele credibile de știri pe care le urmăresc și eu. Și o să vedeți că eu nu vorbesc prostii și că sunt și alte publicații serioase care prezintă lucrurile exact în lumina în care am prezentat și eu această situație. Semper Fidelis, dragi prieteni, o seară plăcută, gândiți-vă la eroii Timișoarei. Dacă aveți timp, citiți proclamația de la Timișoara, citiți articolele despre care v-am vorbit. Ne vedem mâine la emisiunea Q&A, ca de obicei, de la ora 18. O seară plăcută!